În episodul de astăzi de Mind City veți afla reacția lui Sinner când a văzut pentru prima oară casa, iar pe lângă asta mi-am făcut armura full de netherite cu enchanturi. Vă las să vă uitați la clip, vă urez vizionare plăcută și nu uitați să lăsați un like. Mă, ce se întâmplă? Ce caută Sinner aici? Salut, Sinner! Oh, bună ziua, bună ziua! Ce faceți, domnul Sinner? Mamă, dar am îmbrăcat așa la 4AC, domnul Dani? Da, da, că mamă, acum, gen, na, când am lucrat la tine la casă, nu știu dacă ai fost la tine la casă să vezi casa. Așa, n-am apucat, abia ce am ajuns și în oraș aici și te așteptam, că știam că ești plecat. E perfect, deci m-am îmbrăcat așa frumos ca să inaugurăm, că n-a prima casă, primul proiect, știi, și am zis că trebuie să fie ceva special. Da, da, da. Știi? Așa. Și n-am îmbrăcat așa frumos la 4AC. Bă, frumos, frumos, asta vreau să aud, să vină cât mai multe proiecte, știi cum zic, nu? Da, și corect. Domnul Dani n-a mai fost pe aici prin oraș, văd că a nins, nu știu cum a fost vremea, nu știu ce s-a mai întâmplat, dar mergem încet spre casă. Mm-hmm. Și acum cine mai e primar, domnul Dani? Este domnul Silent, că am candidat și eu ca primar. Silent. Da, și... Aha. Am candidat eu cu Silent și cu Bobo și am avut o streak, câte 3 voturi, gen, și s-a decis primarul prin barbut, Sinner. Am jucat barbut. Nu ca pot să cred. Ok, cred că asta a fost o premieră, gen. Mamă. Bă? Și la poliție ce se mai întâmplă? S-a mai schimbat ceva pe la poliție? Nu atât de mult. Am prins pe Danit în așa cu niște chestii mai dubioase. Na. Am văzut așa, o să merg așa, mă uit la tine, merg cu spatele, așa, da, perfect, tu poți să mergi normal, că mă gândesc că știi casa deja. Normal, îți dai seama. Bine, și lumea o știe, îți dai seama. Au toți cetățenii care au trecut. Ia stai puțin. Bă, da, mending-ul ăla, ce zice, mă, tată? Zice că nu e încă la poliție disponibil. Uite, eu am bani aici. Da. Ok. Eu îl cumpăr, dar nu găsesc. Da, înțeleg, Dani. Știi ce? Dă-mi tu mie banii ăia și o să mă ocup personal, că văd că tu stai cu mâna în buzunarul ăla și nu scoți nimica. E, cum adică? Vorbește frumos. De unde vrei să scot eu mending? Gata, cum adică? Gata, vină cu ace. Fii atent. Vreau să-mi spui cum ți se pare că ai ieșit casa. Cum mi se pare mie? Da, da, păi tu ai făcut-o, vreau să-mi spui cum ți se pare că ai ieșit. Aici e? E fix în spate? E fix în spatele tău, nu te întorci. Ok. Mie, vreau să-mi spui cum a ieșit casa, Dani. Vezi că ai uitat să ții salarul. Dacă mă întrebi pe mine, e foarte frumoasă casa ta, e mare, Sinner. E mare, okay. E cea mai mare casă. O să mă întorc, închid ochii, 3, 2, 1 și... M-am întors? Te-ai întors. Mamă, ce-i aici, băi, dar nis ca lumea pe parcela. Mamă, ți-a înghețat piscina. Băi, am și piscină, ești nebun, nici n-am comandat piscină și am piscină. Exact. Cadou, ce-i ăsta? Nu știu, eu am primit o trambulină. Na. What? Tu ai primit un scooter. Am un motor, băi, ești nebun, ia stai să-l bag aici. Băi, ce tare. What? Sincer. Nu mă așteptam să... Cine a dat cadou așa? A venit Moș Crăciun pe aici. Mă, nu știu exact, dar... să știi că, uite, aici în față am, ți-am așa modificat eu și intrarea. Vezi că era, ți-am făcut intrare. Și acum nu știe nimeni, îți spun numai ție, dar să știi că am mutat un pic trecerea asta de pietoni, că era cam pe aici, pe unde vine. Aha. Păi n-are nimic, că oricum ai fost și la rutieră și mă gândesc că te descurci. Păi fii atent, hai să facem un tur al casei, că eu nu știu ce e pe aici, ce mă așteaptă. Bun, hai, prezintă-mi ce găsesc în casa mea până la urmă. Fii atent, mobilată nu e, să știi ce zic de acum, mobilată da, nu. Da, o să mă ocup eu de mobilă, ok. Bun, deci aici avem garajul frumos. Așa, bun. Să nu treci până aici. Deci aici garajul frumos, cred că e destul de mare dacă te chinui mai bagi. Da, e destul aici de mare, ok. Da, pe aici, dacă urci prin partea asta, o să poți să urci la etajul 2, dar nu urcăm pe aici momentan, poți să vii, nu jos. Urcăm pe aici, așa. Nu urcăm pe acolo și practic intrarea nu prea am avut cum să o fac prin față și practic ca să ajungi, ca să intri la partea, intri pe aici, gen, știi? Ok. Intri așa frumos. Sau prin garaj. Sau prin garaj, da. Da. Ok. Exact. Aici o să ai bucătăria cu living-ul, cum ai cerut tu, frumos. Mm-hmm. O să okay poți să decorezi mișto. În partea asta o să ai prima... Da, aici cred că o să-mi pun bucătăria frumos. Da, aia mă gândeam și eu.
Aici o să ai o baie, baia de jos, o baie destul de mare, aha, vezi tu cum faci, cu okay, cadă, cu de-astea. Băi, e destul de mare baia, sincer, așa. Da. Aici ai scări către etajul 2 și în partea asta e tunelul care ne aduce către, duce aici către, către garaj. Mă, trebuie să faci ceva cu tunelul ăsta, spun tablouri, multe chestii, da, că exact. E cam gol așa, știi? Exact. Uite, pe aici avem scara care duce la etajul 2. Aici e un mic hall, practic. Ok, așa, și ce avem aici? Aici, dacă te uiți, uite, fix cum intri, ai... baie. Baioia, dar n-are nimic, e baie, da. N-are nimic, acum am prins așa, studio. E baie, bă. Da, pe aici cumva o să trebuiască să vezi tu cum o să pui studio. Eu mă gândeam să pui cum ar veni birou în partea asta și gen se vadă frumos priveliște, știi, aici piscina, știi, cu șezlong. Hai că mă gândesc eu, a, și pe aici ești la piscină. Mamă, dar mi-a înghețat piscina, bă, ce asta? Cred că dacă am eu o lanternă de asta și cred că dacă pun aici... Da, lasă că trebuie să-i pun încălzire prin pardoseală pe aici, nu. Da, uite, și aici am pus așa frumos. La piscina acolo jos, aha, vezi că e un ăsta așa. Da, poate o adâncesc eu mai mult cu un bloc, știi? Acum pare n-ai, eu am... Da, păi mai modific eu. Așa, exact. Bun, așa, și interesant. În partea asta ai primul dormitor. Ok. Care cred că e destul de mare, zic eu, na, un dormitor. Bă, e destul de mare, să știi, e destul de mare. Îmi pun aici un televizor frumos, bam, 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 patul, aia zic, e frumos. E forță. Așa, și mai am un etaj, nu mă așteptam să am. Mai ai aici, practic, poți să faci cel mai mare dormitor. Eu am zis dormitorul 2, dar acum depinde de tine. Dacă nu-ți convine cum o să vină studio acolo jos, poți să-ți aduci studio în camera asta și să-l faci frumos cu parte bă, de gaming. Bă, cred că aici gaming, o să-mi fac studio-ul, sincer. Îmi fac aici frumos, ia uite cât a loc-o. Îmi fac aici camere de gaming, înțelegi? Da, exact. Îmi fac aici o cameră de gaming foarte tare. Și uite, ar fi tare să pot ieși pe aici, nu? Poți, ia. Dacă te... Știu dacă... Așa, a, uite, da. Mamă! Și aici să fac cumva un balcon, ceva. Bă, foarte tare! Da, foarte, foarte tare! Bă, chiar, da, și... chiar nu mă așteptam. În principiu cam așa am proiectat casa, sper să-ți placă. M-am da, destul de mult. La materiale n-au fost probleme, relativ mi-au ajuns, mi se pare că vreo 100 de bucăți de concret sau ceva am mai luat eu în plus. Deci destul de lejer. În rest a fost totul bă, foarte bine, da. E mare, e foarte, foarte mare casa și bă, îmi permite să fac multe chestii, știi? Adică, gen, îți permite exact. să-ți faci multe chestii. Două balcoane acolo, piscină, toate cele. Bă, tare, chiar îmi place cum a ieșit. O să mai modific, acum na, fiecare are gusturile lui. Dar exact. se vede, bă, cred că e cea mai mare casă de pe... Păi e cea mai mare casă. Chiar e cea ia, mai hai mare. să dăm o tură. Are cineva oare mai mare casă decât atâta? Nu cred, sincer. Ia, hai da sus. Aici, în dreapta, nici n-are rost să ne ducem. Și no, plus gândește că o să vreau să fac și la subsol ceva. Știi? Da. La subsol un beci, să un fel de beci. La Alu Silent, să știi că Alu Silent eu i-am făcut-o. Okay. Cred că s-ar putea a doua cea mai mare să fie Alu Sami. A doua, ia, hai să vedem că suntem... mai mare Alu Sami. Suntem prieteni cu Sami și trebuie să ne lase așa puțin să intrăm. Aici are bucătăria. Ok. Bă. What? Ok, nu o să întreb ce s-a întâmplat aici. Okay, și la etaj, pe unde e la etaj la el? Uite pe aici. Mamă. Vezi Doamne, că știu. Ce intrare. Da, mă, și-a făcut frumos pe aici, ești nebun. Ia uite și da. Prin spate. Da, oricum, asta e tare, mult tare. Mai spațios. I-a plouat aici, pe ăstea, bă, urât. Mă, să știi că pare mai mare a mea. Da, pare mai organizată a lui. Gen, pare organizată că el are așa două camere principale. Știi, open space frumos. Dar a mea e, am impresia că e mai mare, sincer. Da, și alta mai mare de atât. Uite, l-are și pe cheluțul aici. Alta mai mare de atât nici nu cred că este, gen. Ia, mai dăm așa o tură să văd și eu ce s-a mai întâmplat pe aici, că e jale, e ia, jale. Ia-o în stânga. Unde în stânga? În stânga, gen acolo, dar în spate unde... Aici? Unde stă, nu, în spate unde stai pe strada, unde stai tu, până în capăt iau. A, aici? Așa, pe aici, perfect. Și să o iau în față. Ia. Du-te până în față de tot. Că vreau să-ți arăt unde stă Rodby. Unde stă Rodby? Da, ia uite aici. Unde? Ai trecut. Ai ultima ultimul plot? Parcelă, da.
Ia stai așa că scopași pe aici, nu văd ei. Ma, vorbai fătit. Ia, Rodby, s-a da, mutat aici Rodby. Da. Mamă, păi... Poți să cred că are Rodby salar. Ah. Bă, wow. Cât are? Are 30. Bă, dar ai dat la sandwich-uri, se îngrașă. Ia mă să-mi iau și eu salariu, că nu m-am uitat la el. Ia vină-mi face. Ia, hai să vedem. Trebuie să-mi iau și eu salariu, repede. Ia, bă, cred că mi-a dat salariu cam mare, sincer, din ce m-am uitat. Ia. Mamă, 60 de năsoși. Mamă, ce zici? Că e bine, vezi că e bine. Eu am luat 90. Am luat 90. 90, 90. Bă, mă bucur, mă bucur. Nu prea am făcut atât de multe chestii, dar... Fie vorba între noi, domnul Dani, aș cam vrea să... Să mă ocup puțin de legea din oraș. E cam mare criminalitatea pe aici și gen, cum să zic eu, sunt multe mafii, multe bisericuțe și nu mă refer la biserici, că avem doar o singură biserică. Da, dar da, da. M-am prins. Avem foarte multe scheme pe la spate, înțelegi? Și aș vrea să mă bag în poliție. Eu am mai fost șef de poliție, dar să vedem dacă... Am cum să mai aplic și așa, o să vorbesc cu domnul polițist. Mamă, a înghețat aici ăsta. Mamă, a înghețat asta fântână, auli. Da, să vedem dacă pot se mai adaugă joburi la poliție, nu știu, să vedem. Mă, eu aș chiar fi onorat să te am acolo, coleg. Sincer, eu, na. Mi-ar face mare plăcere să fim colegi. S-a mai întâmplat ceva, oare? A deschis, cred că magazinul, Ovidiu, da. Da, da, da. A deschis aici, interesant, foarte tare. Da, 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 chiar da. Că... A, uite-l pe Ovidiu mic. Am înțeles. Fii atent că tot am o întrebare. Parcă ai zis așa. Tu că în partea asta e mai în galaxiu, e deținut de tine, nu? Da, da, da. Păi aș cam vrea și eu să îmi cam iau niște chestii, să-mi fac și eu un setup așa. Păi ții de aici, uite aici seara. Uite aici. A, și am vii citit aici o chestie. Aici ai prețuri. Da. Aici prețurile și ai aici o ofertă specială. Păi eu pe asta o vreau, gen, oferta asta. Păi aia, da, pui bănuții acolo jos și poți să-ți iei scuze. Ah, da, perfect. Da, faci cum crezi tu. Poți să te servești. Ia mă, am mai luat lumea de aici, de la KFC ceva? Am mai luat, mă, uite că am mai luat. Am luat eu, da, văd că s-au mai luat. Bun aici la KFC, ne place. Da, 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 aia zic, ia să-i să vedem. Mi-aș mai lua și eu ceva, numai bucket-uri am mâncat. Parcă aș mânca niște... niște burgeri. Mi-am așa niște burgeri. Tu vrei ceva? Ți-aduc ceva? Hai, din partea casei. Mă, pa, du și mie ce te lasă inima, că eu cam mor de foame așa de mult timp. Hai, mă, că ți-aduc niște popcorn frumos. Uite, ți-aduc frumos niște popcorn. Ia uite, bam! Mamă, știi că e bun rău. Frumos, e bun rău, bam, bam, bam. Uite, eu mi-am luat așa un chicken grilled. Foarte, foarte bun. Chiar mi-era asta foame, zic. Sincer. Aia asta zic. Bă, Dani, bun. Hai să te duc acasă, să nu te las pe aici, că e departe de casă. Mersi frumos. Să zici că ești cam scăpat de păcate pentru ce ai făcut tu. Mulțumesc, da, ce mă bucur. Și te ier, să zicem așa. Acum vezi... Mamă, ce s-a întâmplat, mă, aici? Unde? Ce e aici în spate? Tu vezi? Tu ai văzut acolo? Văd, dar nu știu ce e exact. Niște lumini. Lăsăm în pace pe Ovidiu. Mamă, dar a nins ca lumea. Mamă, pe aici nici n-au venit ăstea de dezăpezire. Nu, no, și cred că o să fac scandal. Că uite și tu câta nămeții am aici, Sinar. Aia zic, bine, hai, te-am pupat. Seară frumoasă să ai. La fel, la fel, papa. Hai, te pup, papa. Da, mă, chat, acum că ne-am întâlnit și cu Sinner, e totul ok, e mulțumit de casa acolo. Mă bucur super mult. A sosit momentul să ne mai ocupăm și noi aici un pic de niște chestii. De exemplu, am de prăjit câteva lucruri destul de importante. Iar pe lângă asta vreau să mă duc să mai fac niște enchanturi. Pentru că, vedeți că am level 36, pot să mai fac niște enchanturi. De exemplu, cum am făcut pe pantaloni. O să vreau să mai enchantez părți din armură și chestii și sabia, o să vreau să mi-o fac și am o carte de sharness pregătită aici. Am chiar două cărți de sharness, dar nu mai contează. Am și cartea asta de Feather Falling, așa că o să trească să mergem și până la bancă, că am destul de multe chestii de vândut. Pe bune, gen legit am multe chestii de vândut și o să vreau să le vând, însă o să mă duc până la Ovidiu acum.
Bine, am uitat să mă culc, dar n-are nimic, că mă duc la vecina mea și mă culc aici la, mă culc aici la Alexa ea. Are și un pat aici, cred că trebuie să aibă un pat, nu? Uite, are 3-4, dorm în ăsta mov, că mi-e place mov. Ok, și acum hai să mergem direct la Ovițanu, care m-a prins pe ultimul meu stream, m-a prins că am fost la el acolo, la Enchantat și mi-am lăsat 3 dolari, că gen, na, m-a prins acolo și mi-a zis taxă 2 dolari. I-am lăsat 3 că am fost băiat, dar practic acum nu mă mai prinde, gata. Nu mă mai găsești. Hai să mergem aici frumos la Ovițanu și să vedem ce enchanturi o să ne pice. Sincer, sunt chiar curios. Lăsați în comentarii cam ce enchanturi credeți voi că o să primim. Eu o să fiu sincer cu voi. Aș vrea să enchantez, cred că casca asta cu Aqua Affinity. Protecție 4 și am breaking. Wow, ok, superbă cască. Blast Protection nu ne trebuie. Protecție 3 pe ăștia. Sabia cu Sharpness 3. Eu am Sharpness 5, deci nu prea contează. Hai să vedem toporul. Eficient. Da, mă, ăsta nu prea îmi trebuie topor, să fiu sincer. La fel și lopata. Păi nu știu ce să... Hai să punem protecție 3 pe buți. Da, cam nasoala asta cu protecția 3. Sharpness 4 pe sabie. Poate mai pică ceva. Wow, doar Sharpness 4. Nu e bine. Cred că trebuie să înceantez chestplate-ul totuși. Chiar o idee mai bună. Oricum, cred că o să facem armura de netherite astăzi. Dacă mai reușesc eu să mai fac 3 nivele, cumva, ar fi bine. Bine, dacă stau să se prăjească toate chestiile alea, 100% o să avem 3 nivele. Și 100% o să pot să mai enceantez o chestie. Acum, pentru moment, nu mai avem nivele. Totuși, mergem până acasă, până se prăjesc chestiile alea. Și o să mergem să ne luăm bănuții de la bancă, mergem să facem acolo exchange-ul practic și să dăm ce avem și să luăm astea, gen, să ne luăm, hai că facem așa level. Da, e ok. O să se producă pe aici niște level, dar de fapt stai că oricum trebuie să stau să se prăjească ca să am ce să vând. Nu prea pot să mă duc de aici. Bun. În schimb o să-mi las chestiile de care nu am atât de multă nevoie. O să le las pe aici pe acasă. Care am ce de vândut o să trec pe aici. Așa, bam, le punem așa frumos. Dar nu ne trebuie. Armura o să intre cumva în backpack. Numai stați așa să mai iau eu de pe aici ce nu folosim neapărat. Bun, astea toate sunt de vândut. Mă rog, de făcut exchange acolo frumos. Și cred că aș avea loc de armură să o pun aici sus. Ia, hai să vedem așa frumos, bam. Avem level 28. O să trebuiască să așteptăm, zic eu, să se prăjească și astea. Sau putem să vindem ce avem. Și o să mai vine o tură când o să fie momentul, practic. Da, hai să ducem astea de le avem noi acum. Și când o să fie momentul o să mă duc cu mai multe chestii pe acolo. Bun. Mă rog, o să mai duc din fier și din goldul pe care l-am obținut. Cumva mi-am uitat motorul prin pustietate și ar fi fost bine să l-am aici acum, dar nu l-am și da. Aia e un meci mai prost. N-avem ce face, o să ne deplasăm pe jos, chat. Și vedeți și voi că a venit iarna în partea asta. Pe Mine City aici. Ce e destul de tare. Hai să vedem ce s-a adăugat aici. 50 de lapis, 1 dolar. Mă rog, un leu practic. 100 de căuli, 1 leu. 15 iron, 1 leu. 100 de redstone, 1 leu. Bun. Da, prețuri bune, zic eu. Chiar foarte bune. Așa că hai să ne uităm pe aici. Cât redstone avem? Deci 100 practic sunt 100 de bucăți. E un năsos și 1000 o să fie 10 năsos. Și avem 1, 2, 3. Avem 4, 5000 de bucăți. Deci 50 de năsoși. Ok, hai să venim aici și să punem așa frumos și băgăm 50 de năsoși, ne luăm 10, 20, 30, 40, 50. Bun, ok, deci n-am luat 50 de năsoși din prima. Căulu, 100 de căuli e un leu. Da, e la fel care are stăpân. Ok, deci avem 20. Da, cam 20. Mă rog, aș avea cam 29. Da, 29 de ăștia, că am foarte mult căul. 25 și cu 1, 2, 3, 4, 29 de năsoși. Ok, ce mai avem? Lapisul, nu? Lapisul care e... Ok, deci aici avem la lapis 80 de dolari. Bun. Hai să băgăm așa și ne luăm 80 de dolari. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Bun. 80 de dolari și ce am mai avea? Diamantele. Cred că și cam atât, nu? Cred că da. Cred că diamantele și cam asta a fost pentru moment. Mă rog, mai am eu fier, dar pe ăsta nu vreau să-l vând acum. Aștept să se facă acolo. Și mai am 31 de bucăți de gold, care sunt 3 dolari, 3 năsoși, gen. Nu, o să le pun și pe astea. Și hai să facem exchange-ul și cu diamantele astea. Toate diamantele astea de le-am pus eu aici, 320. O să avem de luat 64 de dolari, așa că un... Doi. Bine, stați așa un pic de fapt. Hai să-mi iau 4 dolari și am văzut aici că moneda asta nu o am și aș vrea să am și de asta. Astea sunt de 10 și astea sunt de 20. Și atunci aș vrea 20, 40, 60. Bun. Ok, perfect.
și ne-am făcut tot exchange-ul aici frumos. Vedeți și voi câți năsoși avem, Jesus. E insane câți năsoși avem. Avem foarte mulți bani. Avem foarte, foarte mulți bănuți. Chiar pot să zic că suntem bogați. Bun. Ok, punem astea acolo frumos. O să bag și ăsta acolo și să vedem dacă s-au mai făcut, dacă s-au mai prăjit acolo minereurile, să mă duc să-mi iau XP-ul practic, că aș vrea să mai încentez. Mamă, dar s-a pus ploaia, mă rog, ploaia, ninsoarea rău de tot aici pe server. E jale pe bune, gen. Bun, ia hai să vedem. S-au mai prăjit câteva chestii, am level 29. O să aștept să se prăjească toate chestiile astea și după aia o să mergem și o să mai facem un enchant așa de final de episod. Haideți să vedem, oameni buni, ce o să ne pice pe chest plate, pentru că pe asta vreau să le enchantez în momentul de față. Am avea fire protection. Mă, să fiu sincer cu voi, cred că un fire protection n-ar fi rău. Stați să scot și protecția de pe buții ăștia, că nu-mi place nici asta. Și pe ăștia ce mi-ar pica? Breaking 3, bă, nu mai știți că am breaking 3. Așa un fire protection, măcar știți cum e. Mai e cum mai e și pe asta. Da, pe sabie un pic am breaking 3 doar. Ce să facem, să înceantăm? Hai să înceantăm sabie. Sweeping edge, nu e rău. Fire protection pe ăștia și pe ăsta am breaking 3 și atât. Wow, nu pot să cred. Bine, pe ce spray pot să mai pun eu protecție 4? Că mai am acasă cărți. Și pot să-mi pun și sharness-ul pe sabie? Da, mă rog, hai să zicem că nu e atât de rău. O să trebuiască să mai înceantăm buții. Da, buții... Cred că carte cu unbreaking o să găsim. Totuși am văzut o chestie. Ia haide să mergem până la mall, că mi se pare că a adăugat Pink niște cărți noi și atunci cred că am putea să ne facem armura decentă cu cărțile de la adăugat Pink, că mi se pare că a zis el că a adăugat ceva cărți acolo la mall și cred că o să ne ajute destul de mult. Hai să mergem până la mall să vedem. Dacă tot suntem aici la mall, am putea să mergem să cumpărăm și setup-ul ăla de gaming de care tot zic. Și cred că am putea să facem asta, gen, avem bani, chiar am putea să-l cumpărăm, gen. Da, văd că sunt și mai multe calculatoare pe aici, mai sunt foarte multe chestii, birou de gaming. Da, o să ne trebuiască și un birou. Bine, cred că o să ne ocupăm de asta totuși în episodul următor. Aici hai să vedem ce cărți avem. Looting, eficiență 5, uite, mai sunt cărți cu protecție. Sharness și Feather Falling avem protecție. O carte de respiration mi-ar trebui... Cred că prețul e tot la fel, nu? De 10 dolari. Cred că da, cred că tot 10 dolari a rămas. Bun, hai să luăm un unbreaking atunci și băgăm 10 dolari. Luăm un respiration, să punem pe cască, băgăm 10 dolari. Protecție 4 am eu două acasă. Pe ăștia o să pun Feather Falling Protection și unbreaking-ul ăsta. Pe sabie avem unbreaking, pe ăsta avem unbreaking, ok. O carte de eficiență ar fi bun. Bine, pot să iau și un looting, dacă tot sunt aici. Ok, și o eficiență, merge și asta. Să pun eficiență 5 pe târnăcop. Și cred că pentru moment nu e rău. Bun, cred că nu e rău pentru moment. Hai să vedem. Sper să fie în continuare gen 10 dolari pentru carte, gen. Mi se pare că atâta. Dacă cumva s-a schimbat prețul, o să vorbesc cu Pink și evident o să vin și o să las mai mult. Dar cred că gen nu s-a schimbat. Chiar nu știu dacă s-a schimbat sau nu, dar teoretic cred că nu s-a schimbat. Bun, hai să mergem rapid acasă. Ok, și hai să ne facem aici armura, tot ce trebuie. Deci ne mai luăm sharness-ul, protecția asta și feather falling-ul. Bun. Ok, perfect. Și atunci, pe ăsta ca să-i punem noi eficiență 5, ne costă 8. Ok, pe ăsta trebuie să punem protecție 4, bun. Pe ăsta trebuie să punem unbreaking, feather falling. Și n-am mai luat eu o carte cu protecție 4 sau nu mai am eu o carte cu protecție 4? Ok, o să trească să mai iau o carte cu protecție 4 aparent, că văd că n-am luat. Ok, bun. Pe asta o să punem sharness, o să băgăm și looting, ok. Și respiration-ul ăsta pe cască, dar cred că nu mai am level ca să nu mai pun și pe ăsta, sau? Da, îmi trebuie 6 nivele. Hell, asta o să rămână momentan aici. Dar în orice caz, armura noastră este aproape completă, gen. Pă bune. Vă pune că e aproape completă. Bun, putem să facem de netherite. Și oricum asta o să facem, gen. Și atunci...
suntem cover me in debris, cum ar veni, și am făcut acest advancement minunat. Din păcate, hammerul ăsta nu putem să-l facem de netherite, dar sabia o putem face de netherite. Pe sabia asta aș mai vrea să mai adaug doar fire aspect, și cam aia a fost. Așa că o să facem și sabia asta de netherite frumos. Și cred că cam atât. Cred că cam atât pentru moment. O să mai avem, na, vă dați seama, topor, lopată și așa mai departe, să nu mai tot folosesc polisticul. Dar pentru moment, cred că e destul de bine și eficiența asta n-o să trească să o punem și pe asta pe târnă cu... Ah, dar stai că avem 9 nivele. Holy, păi dă asta în coaci. Și hai să punem și noi respiration-ul ăsta, să nu mai avem treabă cu armura, nu? Sau să băgăm eficiența 5 pe ăsta? Hai mă, să băgăm eficiența pe ăsta și lăsăm noi respiration-ul. Vedem când, îl punem. Eu păstrez cartea acolo frumos, să vedem când o să-l punem. Ăsta e foarte bun. Hammer-ul nostru e forță. E absolut perfect și cam atât ar fi, oameni buni, cu acest videoclip din seria noastră de My City. Eu sper, nici că v-a plăcut. O să mă duc din nou și o să doamna vecina mea, Alexa, în pat, care are 3 paturi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați acolo un like. Da, nu uitați să-mi dați și un follow pe Instagram. Eu am fost Dani, iar până data viitoare, să ne auzim cu bine la următorul videoclip. Bye, bye!